Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ascultați Deșteptarea, bună dimineața, îi spunem și lui Cătălin Tolontan, este alături de noi în direct. Bună dimineața, Cătălin. Salut, Cătălin. Bună dimineața. Discutăm astăzi despre una dintre întrebările pe care și le pun nu doar bucureștenii, ci și românii. Ce s-a întâmplat mai departe cu Nicu Șordan? Care este planul lui? Poate pentru, nu doar pentru București, poate pentru Cotroceni. Una dintre cele mai experimentate jurnaliste din România, Catiușa Ivanov, pe administrație publică locală, ea de zeci de ani scrie despre problemele primăriilor din București și din România în general, a publicat astăzi în Honius un text care se numește chiar așa, Planul lui Nicu Șordan. Ea a corelat informații din tabăra lui Nicu Șordan, inclusiv din tabăra adversarilor lui, dinspre Nicu Șordan. El este, practic, după aceste alegeri, personajul cu cele mai multe voturi adunate în România în urma alegerilor care au avut loc. Vorbim despre o persoană, un singur om nouă listă, da? La un total de votanți în București au fost cam 750.000 de oameni, 747.000 mai exact, da? El a luat undeva spre 48%, nu avem încă datele finale, dar oricum undeva între 370.000, poate 380.000 de voturi au mers la Nicu Șordan în această duminică. Ce face el cu aceste voturi, practic? Cam asta e întrebarea. Se gândește să meargă mai departe la Cotroceni, ce vrea să facă cu orașul. Și avem câteva răspunsuri, cel puțin în privința planurilor, intențiilor pe care le are în acest moment. Și pentru bucureșteni, următorul minut nu e neapărat favorabil. Planul Nicu Șordan a fost acela că oamenii îl vor vota dacă vor înțelege, asta sunt informațiile, asta a fost sloganul de campanie nerostit, că nimic nu e peste noapte, și că inclusiv o parte în al doilea mandat va fi dificil pentru că vor continua marile lucrări din București. De fapt, e în program electoral, dar n-a spus-o chiar așa. O să vă fie rău înainte să vă fie bine. Da. Și lucrările care urmează în București, de pildă, da? Nu va fi mai bine cu apa caldă peste iarnă. Asta este un lucru clar. Vor fi, pentru că statistic este imposibil și aici mintea lui de matematician, ca să spun așa, știe ce vorbește, mintea, dacă permiteți licența, pentru că statistic, până când nu se modifică mai mult din structură să devină structură nouă, n-are cum să nu se strice în sistemul actual. Da? Doi, și mai important poate, cel puțin nu doar la impresie, ci pur și simplu la viața oamenilor. Traficul în București nu va deveni în următorii 2 ani mai bun, ci mai rău. De ce? Și ăsta e un element de noutate, cumva, se va da drumul la lucrări de schimbarea șinelor de tramvai în foarte multe locuri ale orașului. Până acum s-au schimbat șinele de tramvai în principal, bucureștenii știu, e o linie celebră în oraș, linia numărul 5, care pornește de la Sfântul Gheorghe, adică din kilometru zero al orașului și merge până în Băneasa. Traversează Bulevardul Caro, Ștefan cel Mare, Pipera și ajunge până la aeroportul Băneasa. Acolo s-au făcut lucrări și efectul, între ghilimele, s-a văzut, în sensul că au fost probleme de circulație. În continuare fac și acum, adică sunt extinse lucrările în partea asta, spun pentru că noi, redacția noastră este în, oarecum în partea asta de oraș. Pe Barbu Văcărescu, e prin șantier, da. Exact. Da. Imaginați-vă însă, stimați ascultători, ce se va întâmpla când se schimbă 50 de kilometri de linie tramvai și asta este planul Nicu Șordan pentru următorii 2 ani. O să fie interesant pe Lizeanu, da. Era un program, nu le-a ascuns, dar nici nu le-a afirmat într-o asemenea manieră. Mai mult decât atât, va crește numărul de benzi unice pentru transportul în comun, unele chiar pe linie de tramvai care vor fi reabilitate. Păi e o condiție fără de care nu se poate. Deci ca să poată să bage autobuzele pe linia de tramvai și să transforme în felul ăsta linia de tramvai în benzi unice pentru autobuze, acestea trebuie refăcute pentru că altfel taie cauciucurile. Că altfel, orașul are puține bulevarde pe care se pot face totuși benzi unice pentru transportul în comun pe asfalt. Iar asta, benzile unice, reprezintă o condiție esențială pentru ușurarea traficului în oraș. Adică lucrurile sunt legate, da.
Scuză-mă, te rog. Exact, exact, exact. Și în prezent, în capitală, sunt cam până între 25 și 30 de kilometri de culoare unice, care nici alea nu se respectă. Din punct de vedere, din punctul acesta de vedere, sau și din punctul de vedere, e o discrepanță mare între ceea ce oamenii numesc rușinea orașului București și faptul că este o capitală vibrantă, într-adevăr, una din marile capitale, numeric, cel puțin ca populație din Uniunea Europeană. Păi, poate polițiștii locali de la sectoare o să înceapă să aplice amenzi pentru, și poliția rutieră să aplice amenzi pentru șmecherii care se bagă pe liniile unice, că e super frustrant. Tu să fii civilizat, să stai în trafic și să vezi cât un șmecher de ăsta care depășește toată coloana, că el s-a băgat pe linia, pe banda unică. Un expert în urbanism a făcut experiența asta, în experimentul ăsta, hai să spunem empiric, evident, da? În oraș, și a stat câteva zile la rând și a notat, e dezastru, adică și pe astea 25-30 de kilometri de linii unice, oamenii, din păcate, nu respectă, da? Și, încă o dată, răbdarea bucureștinilor va fi pusă la răbdare, la cum să spun, va fi întinsă și mai mult, mulțumesc, va fi întinsă și mai mult decât până acum, da? Și de fapt asta este marea provocare din informațiile pe care le avem la Honius pentru Nicușor Dan. În ce măsură va reuși să realizeze lucrurile astea mari, cât timp oamenii încă mai au răbdare cu el, da? De asta a și fost ofensiv. Avem pentru prima oară un primar care nu mai joacă, că la primul mandat s-a părut tot timpul că stă la mâna Consiliului General, a încercat, acum a declarat că vrea un referendum pentru București, pentru că vrea la dispoziția primarului general, nu neapărat a sa, probabil, dar sperăm, că îi vorbea despre funcție, nu despre el personal, vrea mai mulți bani pentru ca să facă lucrurile mari din oraș. Că așa se explică, și cu asta am încheiat, Bucureștiul are o particularitate. Sectoarele au mai mulți, deci părțile componente au mai mulți bani la dispoziție decât întregul. Exact. Ceea ce creează o disproporție. Și de asta se întâmplă să facă pasaje mari sau stații de metrou primările de sector. Lucru care e dificil de mers înainte așa. Organizarea administrativă a acestui oraș și a României este îngrozitor de veche, demodată, nu mai este adaptată. Dacă îmi dai voie să intru în rubrica ta cu un comentariu personal, pe care l-am mai făcut de la acest microfon, dar aș vrea să reamintesc. Noi trăim în orașul ăsta, aici sunt 7 orășele diferite, fiecare cu propria sa politică de dezvoltare sau de mafiotizare, iar în jurul capitalei sunt nenumărate cartiere care au și ele primăriile lor, că sunt orașe, unde principala sursă de venit este, la fel, mafia imobiliară. Deci, lucrurile astea trebuie rezolvate odată, dar pentru asta există voință politică. Mie mi se pare interesant ce vrea să facă Nicușor. Adică să explice, să spună, să dea cetățenilor dreptul de a se exprima și de a pune în felul ăsta presiune pe autorități și pe guvern să declanșeze odată această reformă administrativă care trebuie să privească nu doar Bucureștiul, ci toată România. Exact, pentru că dacă înlocuiești cuvântul București din ceea ce ai spus tu și cu, nu știu, Iași, Cluj, Oradea și așa mai departe, opția același, logica stă în picioare și acolo. Vom vedea, din toate astea rezultă un lucru, nu se gândește la Cotroceni, nu vrea să candideze în toamnă, ar vrea ca oamenii să, sigur, să iasă lucrurile, evident, dar și are o responsabilitate majoră pentru acest mandat, încă o dată este cel mai votat om din România într-una dintre cele mai complicate alegeri care au avut loc vreodată în România în acești ani de democrație. Dar, și pe care, slabă domnule, am trecut-o și pe aceasta. Dar ne convin rezultatele, nu contează. Da, a și declarat. Scuze, te rog. Nu, exact, atât. România a mai trecut un rând de alegeri foarte, foarte complicat, cu 5 urne, cu 5 cutii, cu 5 urne. Nu e simplu să votezi. Totuși oamenii au mers, au votat, nu s-au atât de multe voturi cu probleme anulate. Cetățenii și-au făcut treaba. Acum ar trebui să fie treaba celor care sunt aleși. Mulțumesc mult, Cătălin Tolontan. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.